Apicultorii din toată țara vor primi un ajutor de minimis de la guvern pentru a-și susține familiile de albine după ce au traversat un an foarte greu. Pentru a beneficia de cei 25 de lei pentru fiecare familie de albine pe care o dețin, crescătorii trebuie să depună documentele la direcțiile agricole. Apicultorii vor fi sprijiniți cu suma de 25 de lei pentru fiecare familie de albine pe care o dețin. Aceștia vor beneficia de ajutor financiar, întrucât ultimul an a fost unul deosebit de dificil pentru albine. Temperaturile ridicate au contribuit din plin la declinul multor familii de albine. În monitorul oficial numărul 792 din 31 august 2020 a apărut hotărârea de guvern numărul 716 din 27 august 2020, referitoare la acordarea unui ajutor de minimis pentru condițiile meteo nefavorabile din anul 2020 crescătorilor de albine. Această schemă de minimis se aplică tuturor crescătorilor de albine de pe teritoriul României. Se supune regimului ajutorilor de minimis conform regulamentelor Comisiei Europene ca și celelalte. Și în acest sens, beneficiarii sunt crescătorii de albine cu domiciliul în România. Apicultorii pot fi persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza legii 145 pe 2014. Apicultorii care doresc să primească această subvenție trebuie să depună o cerere însoțită de următoarele documente: copie de pe carte de identitate, o copie a atestatului de producător, o copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului și dovada unui cont activ la bancă sau trezorerie. Cererile trebuie depuse până la 15 septembrie. În cazul în care vor fi înregistrate solicitări multe, angajații Direcției Agricole vor lucra și în weekend.